Scaune rupte, orcuie ieșită în afară, cântare neomologate și cantități mari de zahăr folosite pentru îndulcirea ceaiului. Asta au depistat comisarii de la Protecția Consumatorului în cadrul unor controle efectuate la grădinițele din municipiu. Puțin părinți știu că asocierea alimentelor ceai cu pâine și gem este interzisă pentru că alimentele fac parte din aceeași grupă, iar cantitatea optimă de glucide este depășită cu mult. Un astfel de meniu au primit două zile la rând copiii de la o grădiniță din oraș. O altă neregulă gravă este legată de cantitatea de zahăr folosită pentru îndulcirea ceaiului. La o unitate școlară din fișa zilnică a ieșit faptul că pentru ceiul pregătit pentru 25 de copii au fost folosite 800 de grame de zahăr. De parcă nu ar fi fost de ajuns, meniul din ziua respectivă conținea la gustare fructe și prăjitură la desert. În cadrul controlului tematic care a vizat respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor în grădinițele de stat și particulare, instituția noastră a efectuat 7 acțiuni de control, din care la 5 operatori economici au fost constatate abateri. Printre abaterile constatate, am depistat mobilier deteriorat, scăunele rupte care pot afecta securitatea consumatorilor, necompletarea fișelor zilnice de alimente și cu caloriile aferente pentru fiecare fel de mâncare, iar la o unitate, la o grădiniță, am constatat că se depășea cu foarte mult cantitatea de glucide pentru copil. De exemplu, pentru 25 de copii, la ceai se foloseau 800 de grame de zahăr, având în vedere faptul că și meniul care era acordat în acea zi conținea foarte multe glucide, respectiv era un meniu alcătuit din fructe și legume. În cadrul controlului tematic desfășurat au fost întocmite 5 procese verbale de constatare a contravenției, fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale, dintre care 2 amenzi contravenționale în valoare de 10.000 de lei și 3 avertismente. De asemenea, s-a dispus o măsură de oprire temporară a prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate.